Laurențiu Reghecav a hotărât să vorbească cu colegul nostru Adiță în rubrica sa Fiță cu Adiță. Am luat și noi aminte. Pentru această ediție am venit până la Craiova, aici unde m-am pregătit foarte, foarte, foarte multe surprize. După cum vedeți, m-am îmbrăcat așa mai lejer, mai pe sport, pentru că acest episod va fi dedicat fotbalului și va fi dedicat lui Laurențiu Reghecav. Înainte să trec la treabă ca să-ți demonstrez ce calități am de fotbalist, vreau să-ți demonstrez în primul rând ce pot eu ca jurnalist. Vreau să încep așa cu familia, cu părinții. Dacă ți-e dor de, știu că tatăl tău a avut un impact foarte puternic asupra ta în viața ta de fotbalist. Te-a ajutat și te-a sprijinit mereu și vreau să te întreb așa, dacă ți-e dor de... Normal că mi-e dor, îți dai seama. Tata a murit acum 3 ani de zile. Da. A fost un șoc pentru mine. De fapt a fost a doua înmormântare la care am participat în viața mea, adică să fiu efectiv în mijlocul unei tragedii. Prima a fost fetița mea, a doua a fost tatăl meu. Da, tata a jucat un rol foarte important în ceea ce am realizat eu. Pot să spun că m-a și obligat să fac fotbal. N-aveam voie să fac absolut nimic decât să joc fotbal. Mi-a creat toate condițiile de care aveam nevoie la nivelul pe care și el l-avea. Și normal că mi-aduc aminte de foarte multe lucruri și întotdeauna mi-amintesc cu plăcere despre el. Spuneai că practic a fost a doua mormântare la care ai participat în viața ta, prima fiind a fetiței tale, Analisa, dacă nu. Da. Cât de greu ai trecut, mister, peste această tragedie, acel episod? A fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că Analisa a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea tetralogia Fallot, inima nu se formase exact, camerele de la inimă. Și ne-am dat seama pe la 6 luni, ea obosind în momentul când obosea, când mânca. Și ne-am dat seama că are o problemă, îi se învinețeau buzițele, buzele și... Ne-am dus la un control. Atunci ne-a spus că există o problemă care trebuie să se ajungă la o operație. Am făcut operația atunci la Cluj, la un profesor foarte mare. Operația a reușit, dar la fiecare operație la un copil, așa am înțeles eu atunci, așa mi s-a spus, trebuia să lase copilul deschis 24 de ore să vadă dacă mai sunt complicații. Din păcate a făcut o pneumonie și n-a reușit operația. A fost o perioadă grea, am avut norocul și șansa, eu eram atunci la Steaua jucător, jucam și în cupele europene. Mi s-a întâmplat această tragedie chiar înainte de un meci, jucam aici la Craiova. Aveam meci în campionat, după care trebuia să plecăm în Grecia să jucăm cu Panathinaikos, dacă nu mă înșel. Dați seama că pentru mine a fost mai ușor să trec, fiind totdeauna cu colegii, plecat cu fotbal. Cu fotbalul. Mai greu a fost pentru fosta mea soție, care a trebuit să treacă singură prin această perioadă. Probabil că a fost cel mai greu moment din viața. Dai seama că nu este un moment ușor când îți pierzi un copil, este cel mai tragic. Vreau să rămân în zona asta de familie și vreau să te întreb de mama ta. Nu știu dacă am citit că ar avea unele probleme și vreau să te întreb cum se simte și cât de atașat ești de dânsa în această perioadă. Da, mama are un cancer și urmăm un tratament, am fost cu ea în Turcia, am făcut niște analize, face chimio, deja a terminat a 7-a, 8-a ședință. Din ce îmi spune ea și ce au spus doctorii este mult mai bine. Sperăm să reușim să operăm înainte de Revelion sau poate la anul, vedem în funcție de ce se întâmplă în perioada asta. Sper să treacă cu bine. Reghecav Junior își poate depăși tatăl sau măcar să-l ajungă în cariera de fotbalist? Acum simte că deja e mare cel și... Cu siguranță, are calități. Joacă pe altul. Este în momentul când crește. Sper să mă depășească pe mine ca înălțime, că lucrul ăsta l-ar ajuta foarte mult. Să se dezvolte mai bine ca mine. Calități tehnice foarte bune, calități fizice la fel, ambiție, îi place. Asta este cel mai important lucru. Eu n-am tras niciodată de el să facă fotbal. Mai mult Ana Maria l-a tot obligat și l-a împins spre fotbal. Noi putem să-l împingem,
dar trebuie să-și dorească și el. Mister, dacă ai dat timpul înapoi, ai face aceleași alegeri în viață? Mă refer și pe plan profesional și pe plan, nu știu, personal. Da, îți dai seama că din greșeli înveți. Dai timpul înapoi, spui, n-aș fi făcut așa, făceam altfel, dar n-aveai de unde să știi dacă e greșit ceea ce faci la momentul respectiv. Cred eu că fiecare dintre noi avem parte de asemenea momente. Faci anumite chestii după care îți dai seama că nu a fost bine. Dar n-am regret. Ce am fost, a fost, ce urmează, urmează. Ce nu ar ierta niciodată Reghe la un prieten și ce nu ar ierta niciodată Mister Reghe la persoana de lângă el? În general, mie îmi plac oamenii care sunt corecți, onești. Mai bine să știu că mi-ești dușman decât să știu că mi-ești prieten fals. Adică eu sunt tipul de om care sunt foarte direct. Nu sunt un tip foarte sociabil. Stau în banca mea, sunt foarte respectos, îmi văd de drumul meu. Nu-mi place să mă amestec în lucruri pe care nu le pot face. Totdeauna respect oamenii, dar mă retrag foarte repede în momentul când îmi dau seama că lucrurile nu sunt ok. În viața asta ai trecut peste trădări sau ai trece vreodată peste vreo trădare? Nu mă gândesc la acest lucru, dar exact cum ți-am spus mai devreme, îmi plac în general oamenii corecți. Ai nu contează. Eu consider că am prieteni puțini, dar foarte mulți, foarte mulți amici. Dușmani ai? Păi, dacă ai prieteni, ai dușmani, ai de toate. Eu cred că asta este frumusețea la ceea ce trăim noi. Pentru că altfel ar fi totul așa prea dulce, prea frumos și mai avem nevoie și de dușmani să ne trezească câteodată. Ești un om împlinit, Mister? Da, eu zic că da. Sunt fericit de ceea ce pot să fac și îmi doresc în continuare să fiu sănătos. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Spune-mi puțin despre, în afară de fotbal, ce pasiuni mai. Eu le știu așa, dar aș vrea să le aud de la tine. Dacă le știi, știi. Îmi place să gătesc foarte asta, mult. Da. Ai fost de multe ori pe lângă mine. Mușchiul de vită este fabulos. Îmi place să-mi petrec timpul mai mult acasă decât să fiu ieșit. Doresc mai mult să stau la televizor să văd un meci sau un film. Zi-mi un pic despre ferma. Ferma ta de... Ferma a fost Nelu. Mulțumesc, mai ține-l puțin pe boie. El e băiatul meu, ia-l, lasă-l puțin. Ia filmează-l. Ia uită-l. Ce frumos e. Mai ține-l puțin, te rog frumos. Ce frumos e. Da, ce frumos e. Un fel și de mascota echipei acum? Nu, nu. Este doar băiatul tău, da. Frumos. Am început să fac pentru mine. Pentru consumul familiei, mă îngreșasem foarte mult. Ajusesem undeva pe la 94-95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, eu atunci antrenând în Abu Dhabi, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și mănânc foarte multe lucruri care nu-mi fac bine. Și am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos și vreau să mănânc ceva de la mine. Am început cu câteva găini, porci, vaci, oi, gen de consum, de fan, la care am ajuns acum probabil să am în jur de 1000 de animale. Poate mai mult. Ultima întrebare, m-a rugat o colegă, nu este nimic. Banii sau dragostea, ce alegi în viață? Ambele. Adică dragostea este dragoste, banii sunt bani. Totdeauna am făcut o diferență între aceste lucruri. Dar clar, dacă mă întrebi, te-ai îndrăgostit pentru bani? Nu. Adică nu există acest lucru.